Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit de data aceasta cu primul episod dintr-o nouă serie la Tomb Raider cu Lara Croft aici de față. Avem în față trei jocuri foarte tari și începem cu începutul, cu primul joc care Lara și începe experiența de, nici nu știu ce să zic, aventurieră, barnam. E tare jocul. Mi-a plăcut foarte mult la vremea când a apărut și sunt sigur că o să fie o serie foarte tare. Ajută că nu prea mai mi-aduc aminte decât jumătate din joc, deci o să ne distrăm. Nu știu, la mine trebuie să treacă vreo 3-4 ani ca să pot să joc, să reiau un joc. Pentru că dacă îl joc gen anul ăsta și îl mai joc iarăși anul viitor, e foarte boring și nu am niciun chef. Deci da, în fine. Avem cutscene-ul de început, nu știu exact cum o să se audă, sper că bine. Opa. Mamă, s-a rupt vasul în două, ce naiba? Dubies. Atât de puternică să fi fost furtuna aia încât să fi rupt toată barca în două? Mamă. Ok, și deja intrăm în joc, intrăm în pâine. Sunt 99% sigur că e bine. Atâta timp cât văd niște chestii acolo care se mișcă la volum, e de bine, înseamnă că auziți și voi cât de cât. Niciodată nu vreau să fie vocea, gen să nu se audă vocea datorită volumului prea ridicat de la joc. E așa bun, măcar știm că a supraviețuit. Opa. Mamă, frate. Mamă, ce bastăr că i-a dat. Cel mai mare knockout la ceafă. Nasol. Karate Kid. Cine e ăsta? Oh my god, câte cranii. O producție. Ce naiba, mă? Vrea să mă facă murătură? Ce mă pune așa? Vezi că ăsta vrea să mă mănânce. E vreun sălbatic de la Crystal Dynamics. Mamă. E băgată la saramură. Oh, doamne. Da, începe cu sus în jos. Acum îi înțeleg pe oamenii care zic că s-a întors lumea cu fundul sus. Nu? Opa, stânga, dreapta. Știi, poate că ar fi o idee bună să nu faci prea multă gălăgie, nu? Hai mă. Aoleu, a luat foc. Mamă. Să știi. A luat foc totul. Deci ce plan mirificare ea? Chiar așa? Disperată să scape. Săraca. Hai mă. Gata, a mers. Aoleu. Planul meu nu cuprindea să fie ars de vie. Yikes, care erau șansele, frate, să pice fix în asta? Am de ales. Nici măcar nu am de ales. Oh, doamne, am simțit-o pe asta. Cu efectul jocului. Așa, aoleu, nici măcar nu pot să-mi mișc bine camera. Hai că trebuie să scăpăm de aici. Sacrificii umane. Cine naiba locuiește mai aici în peștera asta?
știi, un Mountain Dew și se rezolvă. E asta. Ce idee cine e? Dar a agățat-o ca pe rufă. A, uite. Forță. Dăm foc. Dacă e cea mai bună idee, dar sper să meargă cât de cât. Care mie sau craniul ăla râdea de mine? Hai mă. S-a stins asta. Da, nu-i bai. O aprindem din nou. Ar trebui să fie așa de greu, nu? Wow! Cine aiba se aude? M-a răpit. Cocoșată de la Notre Dame. Mamă, ce-a bubuit. Acum sunt sigur că am făcut gălăgie. Hai naiba să fugim. Fugi, fugi, fugi. Repede. Hai mă. Aoleu. Ce naiba. Știe să vorbească? Omir. Da, sigur. Sigur vrei să mă ajuți? Vrei să mă ajuți mâncându-mă? Hai, bă, are loc pe aici, frate. Haide, haide. Aproape am reușit. Gata. Da, având în vedere că tocmai a străpuns-o dita mai teava prin burtă, se mișcă destul de bine. Mamă, câte chestii sunt pe aici. Cred că are legătură cu torța, deci hai să o aprindem. Și... nici nu știu, dăm foc la asta? Merge? Da, cât de cât. La asta. Ca să se ducă în sus și apoi... vin astea așa. Ia stai, mă. Ia stai că nu prea știu. Are sens? Nu prea are sens. Trebuie să mă gândesc. Hai, mă, frate. Deci e ceva aici. Ah, și pot să le dau foc. Am înțeles. Ah, păi nu e greu. Mamă, numai explozii. Hai să fugim din peștera nebunului. Haide, Lara. A, normal, normal că trebuie să ieșim pe unde e mai greu. Oribil. Yikes! Mamă, sigur ești ok? Te surpă tot, frate. Și ce-i cu insula asta? Haide. Iarăși tu? Marș, mă. Na, ia-o pe asta. Vedem cum te mai ridici tu de acolo. Wow.
Ce naiba te mai întins după torță, ai nebunit? Oh my god, chiar că zice mesh. Wow, asta e complicat. Ne ferim de Dita mai Bolovanu. Mam. Am scăpat. Ui! Ce de nașpa a fost. Dai seama. Ca totul să se termine foarte frumos. Dar nu, trebuie să fim noi răpiți de un jumătate babuni, jumătate sălbatic. Fără maniere. Ah, și canibal, de asemenea. Deja arată jigărit rău de tot. Tomb Raider. Mișto. Foarte tare. Așa, bun, acestea fiind spuse, haideți să continuăm. Mamă, dar uite ce... Uai, de capul meu, câte nave sunt naufragiate aici. Unele mai vechi, avioane, altele mai noi. E și un avion, parcă văd acolo. De toate. Să ne căutăm prietenii. Bă, mă lași, copacul ăsta a căzut fix peste prăpastie. Hai că e slăbuță, nu cade cu el. Am încredere. Am încredere în Lara, hai. Hopa, hopa, Penelopa. Wow, ușor. Ușor, ușreanu. E problemă de război. Gata, am trecut. E probabil, m-aș pune în fund și așa aș trece. Prea riscant. Mamă, dar are ceva forță. Tracțiuni, boss? Bravo. Bun așa. Hai că se poate. Opa. Wow. Asta a fost periculos. Am rezistat avionule. Wow. Ești ca cu mine. Oricum știu că are niște secvențe foarte brutale când moare. S-a zis cu aripa avionului. Am luat niște XP. La ce te ajută, dar să fie acolo. Stai, nu? Ok, hai să mergem. Încă un avion. Băi, lasă-mă. Au venit aici? Interesant. Sam, nu te poate auzi. Walkie-talkie, nu cred că merge aici. Ai, nu, îți bagi joc de mine. What the fuck? Bă, voi ați văzut cum a căzut? N-are nimic? Că faci mișto de mine. Mai era și lovită. Nu, e Iron Man. Iron Woman. Wonder Woman. Aud lupi.
Mamă, ador jocurile de genul Tomb Raider, Uncharted. Prea mișto. Trebuie să facem focul aici, nu? Nu ai mâinile puțin ca murdare? Bine, asta ar fi ultima grijă ei. Dar totuși. Doar cum ai Ioana, nu e frig. Să zic că așa o ține tot jocul, parcă văd. Și pe munți. Bă, mă lași. Ăla e cel mai mare chibrit pe care l-am văzut vreodată. Și ultimul. Ce nu? Freci două pietre și gata. Ca Bear Grylls. Well, a funcționat cât de cât. Să și ia la căldură. Opa. Merge. Merge sau nu merge? Eu nu înțeleg. Stai, de unde are camera asta? Unde a găsit-o? Hai, tech. Vedem ce s-a întâmplat. Yamatai, deci s-a băgat singură în ahat. Subtitrări cu alte culori? Nu sunt așa mare fan. Patru, șase de minute. Presupun că o să fie secvențe. Ceva de genul ăsta. Prima vlogăriță. Mam. Deci asta e un fel de insulă pierdută. Cu ceva comori nebănuite. Mamă, ăsta e un fel de triunghi Bermudelor, varianta chinezilor. Așa. S-a supărat, reișcuit. Dar e bine, mai aflăm story. Pe parcurs, așa. Hai să mai jucăm puțin. S-a oprit și furtuna. Asta e bine.
mănânci ceva. Dar ce faci cu sângerarea aia? Adică nu înțeleg cum mi s-a oprit fără să pună nimic. E o nebunie. E o căprioară. Nu pot să fug după ea, naiba. Și poate să și alerge. Ma. Hai, ce? Pot să iau arcul ăla. Interesant, interesant. E un bunker. E un bunker japonez. Clar au fost japonezi pe aici. Adică dacă e Pacific și sunt buncăre, japonezi, clar. Plus că am văzut și avioanele aliaților, deci. Șanse mari. Am dreptate. Opa, nu, am căzut fără să vreau. Hai mă, pe bune. Hai să luăm arcul ăla. Gata. Easy, lemon squeezy. Hai, ial, 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 ial. Să nu mai cazi de data asta. Hai, mă! Hai, va. Voi vă dați seama de cât timp te leagănă omia asta? Hai de capul meu. Hai că nu mușcă. E bun arcul. Dar oare mai merge? Uite și săgeți. Fost legat ăsta? Ce naiba mă, nu înțeleg. Da foamea în ea. Foamea. Bă, dar ce sărituri face? Hai să vânăm. Zoom cu Z? Ce naiba? Nu e intuit deloc. Zoom cu Z, auzi? Da, mă rog. Pentru ce e asta aici dacă nu pot să mă cațăr pe ea? Da, nu merge. Altceva? Scuze, căprioară. Chiar scuze. Sau e cerb. E cerb. Ce cazul a... Cheju l-a spus. E și cum naiba o ciupoaie. Wow, ok. Poate își face o blăniță. Ah, are cuțit. Parcă. Nu știu. Contează. Ai mâncat ceva? Bă. Bă, păi stai mă, o lași așa. Mai mâncat, nu înțeleg. Murtocioară. Asta mai merge. Gen, regula naturii este, dacă vrei să omori ceva, animal sălbatic, trebuie neapărat să nu mai lași nimic, pentru că altfel ai omor degeaba. Mergem acolo. Dar care-i faza? Ei, că nu prea înțeleg. Zice că am luat carne. Ok. Ne întoarcem cu carnea, o punem la prăjit. Da, nu știu. Habar nu am. Ar trebui să meargă, nu? Totuși. Bun, și avem un skill point. Oare ce putem să luăm? Cred că are legătură.
pură cu asta, nu? Așa. Steady shot. Păi, având în vedere că e primul. Na, are sens să-l luăm. Să-l deblocăm. Vine cineva după noi? Tare. Merge, nu? Bun, fraților, dar cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate ce bune. Pa, pa!